În ultimele 7 zile, la nivelul județului Suceava, s-au înregistrat 2477 de cazuri de îmbolnăviri prin infecții acute ale căilor respiratorii superioare, numărul fiind în creștere dacă ne raportăm la cele 2457 de cazuri din săptămâna precedentă. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copiii între 5 și 14 ani, respectiv 763 de cazuri, după care au urmat persoane cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani, 515 cazuri, și apoi copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 4 ani, 489 de cazuri. În rândul nou-născuților până într-un an au fost 295 de cazuri, categorie urmată de grupa de vârstă 50-64 de ani și de 65 de ani și peste. Dintre toate aceste cazuri, 115 pacienți au necesitat internare într-o unitate spitalicească, crescând astfel și numărul persoanelor care au necesitat spitalizare față de săptămâna precedentă, când au fost 52 de pacienți internați. Tot în cursul săptămânii trecute s-au înregistrat și 579 de cazuri de pneumonii, numărul acestora fiind mult mai mare decât cele înregistrate în săptămâna precedentă, când 551 de suceveni au necesitat asistență medicală pentru acest tip de afecțiune. Cele mai multe îmbolnăviri, în număr de 138, s-au înregistrat la grupa de vârstă 15-49 de ani, urmată de grupa de vârstă 2-4 ani cu 107 cazuri, iar printre copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani s-au înregistrat 118 cazuri. În rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 50 și 64 de ani s-au înregistrat în ultimele 7 zile 68 de îmbolnăviri, iar printre nou-născuți au fost 75 de cazuri de pneumonii, în timp ce în rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani au fost 73 de cazuri. Dintre pacienții afectați de pneumonie, 121 au necesitat internare într-o unitate spitalicească. În cursul săptămânii trecute, la nivelul județului Suceava, nu au fost persoane diagnosticate cu afecțiuni compatibile cu gripa.